Doamnelor, domnilor, partea a doua emisiunii cu cărțile pe față, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș a definit 4 categorii de joburi în actuala criză. Câștigătoare, pierzătoare, locuri de muncă ce și-au revenit și care au stagnat. Care sunt profesiile și domeniile de activitate din Maramureș încadrabile în categoriile pe care le-am menționat? Nu știu exact, deci n-am informațiile foarte clare, nu cunosc informația asta, dar bănuiesc că oricum delivery ăștia cu cateringul lor au câștigat teren foarte mult în perioada asta, odată. Comerțul ăsta online a câștigat foarte mult, transportul și au pierdut, fără îndoială, Horeca, restaurantele, barurile, cluburile, organizatorii de evenimente, au câștigat cei care aveau o anumită capacitate de a-și desfășura activitatea online, în sistem online. Ei au mers mai departe, cei care au avut softurile și, mă rog, își pregătiseră oarecum de dinainte. În rest, muncitorul de rând, mulți au pierdut, omul de rând, așa, muncitorul, când spun muncitorul, nu neapărat înțelegem o anumită muncă, munca în general. A pierdut, mulți au pierdut, pentru că din câți am eu și-a cunosc așa amici cu afaceri, cam toți au redus din personal câte un pic. Chiar și cei care aveau profit? Nu. Da, și cei care aveau profit. Da. Pentru că nu poți produce decât la nivelul cerințelor pieței. Cum piața nu-ți absorbe mai mult, îți absorbe bunurile realizate în activitate, nu merită să produci și atunci nu merită să produci aceeași cantitate. Restrângând dimensiunea volumului producției, e normal că nu mai ai nevoie de același număr de personal. Bine, au găsit variante, fie că au mers pe șomaj, care au avut condiții de pensionare, care, mă rog, sau... Dar și-au restrâns un pic activitatea. Ei, această compresie a activităților economice din țara, din județul Maramureș, din țară, asta continuă. Și revin, nu știu de unde am scos creșterea asta economică și o să mă tot minunez multă vreme. Domnule profesor, ce sentiment aveți acum când ieșiți în oraș în Baia Mare și vedeți foarte multe spații de închiriat? Asta spații care erau înainte de pandemie. Erau active. Active, da. Păi ce? Asta ne spune mult. Acolo lucrau 2, 3, 4 persoane, da? Aia unde lucra? Ne punem întrebarea. S-au găsit probabil într-o parte, în alta, unde mai funcționează, dar când șomajul este mare, e un fenomen foarte interesant, pentru că angajatorul, având la dispoziție 20 de oameni din care să-și aleagă 5, da? Sau unul din 5, da? Nu va oferi același salar ca în situația în care trebuie să aducă de la alții sau să din unul să aleagă, să se roage de cineva să vină. Adică, când șomajul are cote mari, salariile sunt, veniturile sunt și mai mici. Și asta, venituri mici, pe fondul scăderii oferte, a dezechilibrului dintre cerere și ofertă, provoacă fenomenul inflaționist să aibă un trend destul de ascendent. Și merge al naibii de repede, s-a corectat de 2 ori în primele 4 luni ale anului, prognoza pentru anul 2021. Inițial s-a crezut că se atinge o țintă de 2,78, după aia s-a ajuns la 2,96 și acum e la 3,44. Și probabil că până la sfârșitul anului, noi avem acum o inflație de 3,60. Deci e mai mare decât cea prognozată la sfârșitul anului. Și asta are ca efect câteva măsuri luate prost. Liberalizarea consumului la energie, prețurilor la energie și gaz. Sigur că erau niște acorduri la nivel european, dar au luat-o în plină pandemie, firar să fie. Luat-o în plină pandemie. Ceea ce nu e ok. Noi știm că orice majorare a prețului la energie provoacă scumpiri în lanț ale produselor care au la bază energie. Dar se și observă și se observă de la o săptămână la alta. Sigur că da. Și ne uităm doar la produsele alimentare și nu numai acolo, dar în mare parte la produsele alimentare. Dacă laptele acum 3 săptămâni îl găseam la 4,80 lei, deja îl găsim la 5,20 lei. Acum, pe urmă, al doilea, combustibilul. Combustibilul a doar azi, mai iarăși. Păi,
Orice marfă este transportată în proporție de 99% pe auto, nu? Asta înseamnă că prețul transportului, tariful transportului se regăsește în costul mărfii. O altă presiune exercitată asupra prețului. Și prețurile au luat-o încet, încet. Și am mai văzut o chestie interesantă. Mie mi s-a părut foarte, foarte interesantă, dar e de caragiale și asta. S-a dat startul la programul acesta Rabla pentru aparate de uz casnic, da? Da. Știți ce s-a întâmplat? Imediat s-au scumpit toate. Da, am remarcat. Păi, protecția consumatorului, unde suntem noi, Doamne? Cei care trebuie să apere astfel de... Pe ce motive? Ce justificări au adus la majorarea prețului de azi pe mâine? Când ai știut că îi dai drumul la un program cu finanțare de la stat, adică tot de la statul ei, da? Ei bani, statul ar trebui să-și apere un pic interesele, zic eu. Da? Pe de altă parte, dacă unii spuneau că chiar și prețurile la imobiliare vor scădea, nu au crescut și la fel și depozitele de construcții spun că a crescut prețul la materialele de construcții. Absolut. Și nu depinde ei neapărat, pentru că și ei au furnizori. Păi acum, dacă crește prețul la BCA, la cărămid, de la instalații, la materiale de instalații, de nu știu ce acoperiș, tablă și alte minuni, normal că și cel care construiește... Deci o să crească și o să mai crească și o să mai scadă vreodată? Doamne ferește să nu scadă brusc, că asta înseamnă altceva și nu înseamnă un lucru prea bun, dar mă îndoiesc că o să scadă. Mă îndoiesc. Noi ar fi trebuit undeva prin 2014, așa cum erau înțelegerile inițiale odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, să intrăm în zona euro. N-am făcut-o. N-am făcut-o pentru că nu știu exact de ce și cum, dar bănuiesc că au fost anumite aspecte de ce țin de politică și de apoi de politică monetară. De politică generală și apoi de politică monetară. Nu cred că și-au dorit europenii o nouă Grecie în zona euro și nu cred că ne vor da acordul să ne... Chit că toate prețurile sau aproape toate prețurile la bunurile mai importante se socotesc în euro. Nu vrei să cumperi o mașină? Câți euro face? Vrei să cumperi o motocicletă? Vrei să cumperi un apartament? Nu mai discută nimeni în lei. Eu așa știu, așa am văzut. Dacă am fi fost în zona euro, probabil că lucrurile stăteau un pic diferit. Dar eu nu cred că vor scădea până când euro va depăși undeva un 5,5 către 6. Revin iarăși la Bahamare. Se justifică un al treilea mol? Unde avem mol? M-ați luat acum pe nepregătite. Sunt dezinformat total. Eu lucrez în Teocină Ghereu și am o scuză. Un fel de mol. Unde? Ca și al doilea de pe Bulevardul București asemănător. Unde? Deci, la noi... serviciile sunt pe primul loc la nivel de Bahamare. Dar unde se deschide? Vă spuneam, cartierul Vasile Alexandri, zona respectivă. Lângă jandarmerie. Lângă jandarmerie, acolo. E fain. Eu m-am minunat de foarte multă vreme ce imensitate de suprafață comercială are Bahamare și cred că depășește de 2-3 ori suprafața industrială creatoare de valoare adăugată. Păi, mă întreb și ne întrebăm cu toții, de unde sunt atâția consumatori și plătitori de produse? De aceea v-am și întrebat. Pentru că, da, dacă sunt bugetari, se explică că statul merge. Iar bugetari avem? Păi avem ca toate județele, nu cred că avem noi mai mult decât alții, nu avem noi mai mult, dar avem, că așa e filmul, să avem și bugetari și destul de bine plătiți. Aoleu, am fost zis-o rău, să supere oameni. Bun, da, sunt bine plătiți pentru că fac muncă de cea mai bună calitate în slujba cetățeanului. Da. La modul ideal ar fi. Da, nu așa s-ar trebui, probabil. Da, bun, sperăm că așa este. Ei, nu cred că se justifică din punctul... Sunt prea multe și atâta. Era mult prea multe. Păi dacă ne uităm pe Bulevardul București care merge încolo, e groaza lumii. Toate magazine... De unde au bani oamenii? Probabil că mulți au copii, frații, surorile plecate în străinătate, mai trimit niște bănuți pe acasă, mai susțin. Aș vrea să vă dau câteva exemple concrete. Da, pe Maramureș. Cum să ne gospodărim resursele familiei dacă, să spunem, lucrează doar unul din soți,
dau exemplu unei familii. Avem doi copii, o rată bancară lunară de 600 de lei, o chirie de 650 de lei, iar costurile utilităților au crescut și vor crește masiv în acest an. Venitul soțului, 3.200 de lei net, la care se adaugă alocația copiilor. Asta e caz fericit, încă se mai descurcă, încă mai suflă. Dar dacă are salariul minim pe economie soțul și cu aceleași datorii și cu aceleași probleme. De-aia am și spus, mă și minunez cum găsesc unii oameni resurse să supraviețuiască. Și cum, habar n-am, nu știu, habar n-am sau știu, dar nici nu vreau să intru în detalii. Vă dau un alt exemplu. Acum sunteți și consultant financiar și de aceea vă supun asemenea exerciții. Soț, soție, lucrează în domeniul organizării de evenimente, au un copil plus unul pe drum și stau într-un spațiu cumpărat cu prima casă. Din martie anul trecut a lucrat câteva luni în construcții, apoi ca și delivery boy, știți că a spus da. Practică și e bine plătit. Și a avut chiar și o tentativă de muncă nereușită afară. Din ce să trăiască? Ce să facă la 36 de ani? Să ne mai mirăm că o astfel de ființe intră în depresie, în anxietate și că încearcă să-și ia lumea în cap, să nu zic altceva? Nu ne mirăm. Apropo de astea, aceste două exemple, există și astăzi așa numitul coșul mediu zilnic. Valoarea lui pentru o familie de 3 persoane trebuie să fie minim orum venitul net pentru traiul de zi cu zi și întreținere celălalt la 3.600 de lei. Asta înseamnă că nu au rate, că nu au chirie și trăiesc, plătesc taxe, merg la școală, învață, se îmbracă, mănâncă și așa mai departe. Dacă peste astea mai ai și rata la prima casă, a doua casă, așa, mai ai și un copil care vine pe drum și trebuie, totuși, când e un bebe mic, sunt niște chestii, lucruri care trebuie făcute, și mai ai și nesiguranța zilei de mâine, presiunea exercitată datorită nesiguranței zilei de mâine, cred că oamenii ăștia au un psihic fantastic, betonat. Și foarte tare. Deci un test de rezistență pentru ei. Un test de rezistență. Nu e ușor deloc, e groaznic de greu. O altă persoană are un capital cu 5 cifre în euro, a vândut niște bunuri moștenite, are licență la Centrul Universitar Norvaia Mare, filologie, dar fără loc de muncă. Stă cu părinții, necăsătorită, oportunitate de afaceri, ce poate să facă? Deci dacă are 5 cifre, minim 100 de mii, da? Păi ea poate să facă ce vrea, să călătorească, să meargă în excursie. Vrea să investească. Vrea să investească? E cumplit. În ce ați risca să investiți? Eu aș investi în agricultură. Dacă, de ce? Pe considerentul simplu, că lumea va avea nevoie de mâncare și dacă aș investi în agricultură, m-aș gândi la produse cât mai curate, cât mai bune. Și lumea are nevoie de mâncare și vom avea nevoie de mâncare cu toții și sper într-o minune în care oamenii nu vor mai supraaglomera mari retailer și vor vizita mai des piața de alimente târguindu-se acolo, da? Și acolo ar trebui să facă cineva odată ordine ca producătorii să fie cei care stau în mijlocul pieții, nu comercianții de cireșe de 1000 de lei, de 100 de lei, 150 de lei din Grecia sau din nu știu unde. Deci, să ne înțelegem, piața de alimente a fost destinată întotdeauna micului producător care nu avea posibilitate, nu are o cantitate mare de produse să poată să o desfacă către un comerciant și merge să-și o vândă singur. Merge copilul, merge nevasta, merge socra, mere și stă acolo. Deci aia nu trebuie desfințată. În toate țările europene, dacă mergeți în Spania, în Italia, în Germania, piețele astea sunt fantastice. Și ei luptă pentru piețe. Dar noi de ce nu luptăm? Păi noi luptăm tot așa de invers. Dar cum poate fi asigurată securitatea alimentară a României fără a apela la importuri masive?
E foarte greu. Dintr-o dată nu poți. Pentru că trebuie să creezi un mecanism intern al... A fost grânarul Europei. Avem terenuri fantastice. Dar asta înainte de 1989 era denumită grânarul Europei. Noi, acum, după, nu mă pricep eu la agricultură, că n-aș vrea să... Dar, ca economic, ca și operațiune economică. Dacă se rezolvă problema irigațiilor, problemele legate de combaterea grindinei și nu știu ce, apoi se creează o infrastructură de magazine pentru produsele românești care să vină în contrapartidă cu retailerii, cu marfa de import, dar niște magazine nu puse la dracu în praznic, că să n-ajungă nimeni la ele. Adică mai multe puncte din mai oraș, multe puncte din oraș, așa, așa. Și dacă prin astfel de măsuri și chiar subvenții, cum a fost, că e la timpul trecut, partea cu roșiile, subvenția dată pentru cei care cultivau roșii a dus la o creștere a producției de roșii românești. Sigur, sămânța tot străine, dar solul nostru se pare că este mai bun un pic. Solul e mult mai bun, pe bune. Nu, nu fără naționalism, fără alte minuni, fără... Roșia noastră are alt gust. Dacă ar fi din sămânța aia lui bunic, ar fi minunată, dar nu e așa. Sămânța e productivă și e normal că fiecare dorește o randament, o productivitate mai ridicată pe unitate de suprafață. Ei, dar aceste măsuri toate împreună ar putea da rezultate într-un an, doi, trei, poate trei ani de zile de a echilibra piața. Și, de ce nu, o parte din producția românească să fie exportată. Să facem noi presiune pe, să punem noi presiune pe țările europene și pe producătorii lor. Întrebare, ne lasă? Ne lăsați sau cum e la Colin? Ne dați sau nu ne dați? O altă persoană, și termin aici cu exemplele, s-a întors în țară cu familia după 12 ani de stat în străinătate. Pentru un post mai bine plătit la stat sau privat, îi se cere mită, câteva mii de euro. Are casă unde să stea și un venit, dar economiile se topesc rapid. Tot corupție, domnule profesor? Iar mită? Ea vrea să muncească. A fost vreun moment în care n-a existat corupție la noi? Nu. Sau ce a combătut-o Codruța Cheveșii? N-am auzit de dânsa. Păi nici eu, nu știu. Mă rog, a reușit să combată corupția în România? Corupția este fantastic de mare. Evaziunea fiscală este foarte mare. Și evaziunea fiscală nu e la cei producătorii noștri români la capital, că ăștia scălăriți în fiecare an de două, trei ori, toate controlele merg pe ăștia mici. Dar la mari retailer și la marile companii multinaționale merge cineva în control. Să-mi spună mie tovarășul Câțu, domnul Câțu, pardon, câți a controlat în perioada care era ministru de finanțe, câți dintre mari jucători pe piața românească au fost verificați așa cum trebuie și câte profituri au fost transferate prin prețuri în afara țării. Ei, corupția. Ba, corupția e un sport național, bag seama. Pe de altă parte, se vorbește despre creșterea consumului ca și motor al creșterii economice de care aminteam noi, dar cum poate crește consumul dacă salariile bugetarilor au fost înghețate, iar o parte din privat, 1,6 milioane, să spunem, pe țara asta, sunt la nivelul de minim pe economie. Și să vă mai dau o statistică, din luna martie a Inspecției Muncii, se menționează că 32.794 de marambureșeni sunt plătiți cu 2.300 de lei pe lună. Bine, pe economie. Ei, acum, asta e o chestie cu scăderea veniturilor. Noi n-am intrat atât de puternic în criză încă. Suntem doar în primele etape ale... Și când vom resimți această criză? Cu siguranță din toamnă și iarnă. Cu siguranță, adică cu siguranță, bazându-mă pe, cu siguranța cifrelor care le-am la îndemână, cât sunt de corecte și cât nu. Bănuiesc că din toamnă vom avea probleme mai serioase din punct de vedere economic, pentru că veniturile au fost înghețate. Astea sunt niște măsuri care se numesc marca femei. Când vrei să echilibrezi balanța de plăți externă, reduci consumul. Dar cererea, ce faci cu ea?
Îngheți salariile și pensiile. Cât cinism și câtă lipsă de umanitate trebuie să ai ca în condițiile în care venitul oricum scade pe cale naturală pentru că angajatorul nu mai poate să plătească, bine, vorbim de stat, e altceva, două lucruri diferite, îngheți la stat, ok, bun, dar în pensii are pensia de 700 de lei, de 800 de lei, da? Și cum vrea să trăiască bietul la pensionar? Lelea Măriuca din capătul satului, care a rămas singură, sigur că n-are internet, sigur că n-are mașină de spălat rufe cu comandă numerică, nu are nu știu ce minuni, dar și ea are un televizor, și ea are niște ceva lucruri de făcut acolo, trebuie să-și plătească. De unde? De unde? Da? Nu poți să îngheți veniturile și să aștepți, asta e răspunsul meu, să aștepți creștere economică bazată pe consum. N-ai cum. Creșterea economică de prin 2014 încoace, 13-14 încoace, s-a realizat eminamente prin sporirea veniturilor, creșterea consumului, oferta fiind mai mare, cererea în creștere, oferta ținea pasul, lucrurile au mers din bucată în bucată și am ajuns la un nivel destul de bun până acum vreo 2 ani de zile. Destul de bun. Eram la un nivel destul de bun. Ca o concluzie la final de emisiune, ce se va întâmpla peste vreo 3 luni din punct de vedere economic, 6 luni, un an? Depinde de... Clasa politică ce face? Depinde de reacția pe care va avea o guvernul în legătură cu sprijinul economiei. Se tot vorbește de acest program ANRRP, știu ce. Asta e un program interesant, foarte fain, dar sunt niște împrumuturi, să ne înțelegem, niște bani împrumutați, care costă. Cum va interveni guvernul în economie să-i sprijine pe oameni? Dacă intervine tot prin măsuri de genul ăsta, nu mă aștept la lucruri prea bune. Cu tot optimismul care mă caracterizează. Dacă vine sezonul estival și facem pe dracu concerte și tot vrem să ne distrăm un pic, ba la munte, ba la mare, ba la soare, ba la nu știu unde. Și după, când micile economii s-au dus, va fi mai... Așa văd eu lucrurile. Credeți că va fi asaltat litoralul românesc? Cu siguranță. Litoralul va fi plin. Fără nicio problemă. Pentru că mulți se duc cu ultimele, bă, zice, nu am bani mult, dar mă duc acolo să fiu și eu. Și bine fac ce lumea. Bă, e momentul să te simți bine, să te distrezi, să trăim. Noi ne stăm în mijlocul drumului că ne calcă mașinile, nu? Ne apucăm acum să ne plângem de milă când ni de rău și ce rău va fi. Lasă, vom vedea și la vară cum va fi. Deocamdată e bine. Anul viitor, luna mai, cum vedeți lucrurile? Nu știu, e complicat, nu sunt Nostradamus, dar sper să fie bine, sper că... Da, mai așezate le vedeți? Da, așa, vă întreb din punct de vedere al cifrelor, că... Nu văd o perspectivă, pentru că am spus la un moment dat, adevărul este floare atât de rară încât nu o mai găsești, ca și floarea de colț. Și neavând siguranța cifrelor care sunt emise de către cei care trebuie să le emită, nu te poți baza pe ceva, nu poți face niște determinări, niște calcule, niște extrapolări, niște linii de trend. Dacă urmăriți rata, mai de curiozitate, căutați pe, dați cu două tare și Google, nu că așa zis Evanghelie, căutați rata inflației astăzi și o să găsiți cel puțin 5 sau 6 variante. Două sunt ale aceleiași institut. Mulțumim pentru participarea la emisiune, vă mai așteptăm. Mulțumesc frumos, toate cele bune. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună cu televiziunea Teleplus Maramureș.